aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Rațiunea zilei începând din aceste momente, live și pe Facebook, pagina Radio Europa FM. Bine ai venit, Cătălin! Salutare, bine te-am găsit! Rațiune și inteligență astăzi, probabil cea mai ascuțită inteligență a planetei. Ai reușit să-mi răscolești așa amintirile din copilărie, când orică deschideam televizorul pe singurul program care emitea pe vremea aia, orică citeam presa, citeam despre întâlnirile dintre Kasparov și Karpov. Și Karpov, sau da. Karpov și Kasparov. Karpov era marele campion mondial în exercițiu de prin anii, de la jumătatea anilor 70, reprezenta comunismul rusesc, un extraordinar jucător de șah, un monument, și astăzi în Rusia, Anatoli Karpov este un monument, și a apărut acest tânăr rebel, jumate evreu, jumate armean, Garry Kasparov, care la 22 de ani după o bătălie nesfârșită care a durat aproape 60 de meciuri, câștigă titlul mondial. Și lumea se îndrăgostește brusc de el. Dacă mai ții minte, atunci când eram noi copii, se juca șah în fața blocurilor. Oh, da, și Cismigiu și... Exact. Asta era influența lui Garry Kasparov, care a transformat șahul în cultură pop. Dar de ce povestim noi astea? Pentru că Kasparov a venit în România, iar Cătălin Striblea s-a întâlnit cu el și a obținut un interviu în exclusivitate pentru Europa FM, un interviu pe care o să-l ascultăm în câteva momente la rațiune zilei. Dăm câteva fragmente din el. Interviul integral, spun de pe acum, este pe pagina Europa FM pe online și de câteva minute pe YouTube. Dacă vreți să le urmăriți în integralitate și mai ușor, ele sunt acolo. Hai să zicem cu partea politică, cum ar fi. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, Garry Kasparov, cel mai mare șahist al tuturor timpurilor, este la București, la turneul Superbet Chess. Acesta este un turneu de nivel important, la care participă 8 mari maestri internaționali. Câștigătorul va primi dreptul de acces de către fazele superioare de luptă ale titlului mondial. Înapoi, turneul e transmis pe mai multe canale, puteți să-l căutați voi, Superbet Chess, ce se numește. Garry Kasparov ne-a dat un interviu, vorbit un pic despre șah, dar mult despre politică. Este rus și, în mod evident, toată lumea este curioasă să vadă punctul lui de vedere. Este opozant al lui Putin, nu de acum, ci de 10 de ani. Este opozant și al regimului comunist. E un om care, până la urmă, s-a refugiat în America pentru că, după cum știți, în Rusia... Nu prea poți fi opozant. Nu prea poți să fii sănătos. Exact, și să fii sănătos. Da. Am început acest interviu de la ideea următoare. L-am rugat pe Garry Kasparov să ne explice, așa cum are el înțelegerea Rusiei și a lui Putin, despre care a scris și a vorbit de nenumărate ori, care sunt intențiile lui Putin în legătură cu Estul Europei, ca să înțelegem mai bine acest lucru, și hai să ascultăm o parte din acest răspuns. Oh, I don't think, you know, we have to make a guess. He made it very clear in his statements. He wanted to go back to the world of medieval kings, dictators of 20th century, the world of the spheres of influence. Nu trebuie să ghicim intențiile lui Putin, spune Garry Kasparov. Este clar și a și spus-o el încă de prin 2007. El vrea să meargă, Putin vrea să meargă înapoi în timpuri medievale sau mai apropiate de noi, cele ale fostei Uniuni Sovietice, adică să aibă de spus un cuvânt, să aibă influență în spațiul este european. Eu aici am venit cu o întrebare și i-am spus dacă e vorba și de România, mi-a spus că da, printre altele, iar discuția noastră a curs mai departe către ceva ce zguduie planeta și l-am întrebat în mod direct. Dom'le, da, uite, noi vorbim astăzi deschis, și nu-mi vine a crede încă, despre război nuclear. Zic, și discuțiile astea în Rusia sunt și mai apăsate. O să fie, adică are curaj Putin să folosească arme nucleare? Răspunsul. I think that the talks about nukes, WMD, world of weapons of mass destruction, it's a bluff. It doesn't feel to me that they're ready to go that far, because if Putin decides to push the button, let's assume. Cred că discuțiile despre bombe nucleare sunt un bluff.
Nu mi se pare că rușii sunt pregătiți, Ocacialma, nu mi se pare că rușii sunt pregătiți să meargă atât de departe. Dacă Putin decide să apese butonul, haideți să ne imaginăm asta un pic, să spunem că e nebun, nu știu dacă e, dar vorbim ipotetic. Este nevoie ca și alți oameni să fie la fel de nebuni precum el, spune domnul Kasparov. Putin apasă butonul, dar are nevoie și de alții, de generali, de amirali din lanțul de comandă, care vor trebui să ia decizia finală să folosească bombe nucleare. Dacă lumea liberă, NATO este suficient de puternică și arată, este, și arată că e hotărâtă să răspundă, iar fiecare amiral și fiecare general va ști în 5 minute că poate să fie omorât de către NATO drept răspuns. Deci el exclude posibilitatea unui război nuclear și atunci sigur că vine întrebarea cea mai importantă. Bun, domnule, în condițiile astea, cum o să se sfârșească războiul ăsta sau când o să se sfârșească? I'm more optimistic about the end of this war now than 2 months ago because I could see the shift in the position of the free world. I don't think that there is a legitimate political force in any major country. Hungary probably is only an exception, but that's not a major player. În acest moment sunt mai optimist în ceea ce privește finalul războiului decât aș fi fost în urmă cu 2 luni, pentru că văd cum și-a schimbat abordarea și cum s-a poziționat lumea liberă. Nu cred că există vreo forță politică în vreo țară, cu excepția Ungariei, deși nu e un jucător major, care să nu fie pregătită să sprijine Ucraina. Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania, chiar și Franța, cu ceva dubii, sunt gata să ajute Ucraina. Până la capăt, victoria Ucrainei a devenit un țel oficial al Occidentului. Eu am încercat să vă dau o idee așa din acest interviu. E clar că interviul integral de găsit pe europa.fm.ro, pe site-ul YouTube, nostru sau pe YouTube. Sau pe YouTube, deja l-am publicat acolo, puteți să-l ascultați pe îndelete. O să vă spună mai multe lucruri și despre vremea lui Karpov, dar și de ce nu? Tu cu cine țineai? Cu Kasparov sau cu Karpov? Toată lumea ținea cu Kasparov. Da? Toată lumea, păi era tânăr. Și toată lumea ținea cu Kasparov pentru că era tânăr, era liber, dădea un aer de libertate. Vorbea mult și ecourile vorbelor lui, el a fost un critic al comuniștilor încă de atunci. Uh-huh. Și am și povestit despre asta în interviu. Da. Se auzeau la Europa Liberă și toți povesteau despre cum vine băiatul ăsta nou, care dă de pământ cu comuniștii, știi? Da, știu, mi-aduc aminte că unul dintre ei, dar nu mai știu care, ori Karpov, ori Kasparov, a jucat împotriva unui calculator și Kasparov a fost. Kasparov, da, da, și a reușit să-l învingă, am impresia. Cred că aș lua bătaie. Au fost 3 meciuri. Aș lua bătaie Kasparov, pentru că el este un tip cu orgolios și care răspunde repede. A spus că a luat bătaie la un moment dat într-unul dintre meciuri, pentru că sigur a fost o intervenție umană. Calculatorului fiindu-i dată o mutare la o deschidere, n-a suportat ideea că putea să-l bate calculatorul. Să-l bate inteligența artificială, da. 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 Intrați pe YouTube sau pe europa.fm.ro ca să vă faceți o idee mai bună. Ah, și l-am întrebat despre Pep Guardiola, știi? Da. Da. Și ce a zis? Mulțumim, Cătălin. O să ne uităm pe site-ul europa.fm.ro sau pe YouTube, contul Europa FM. Aceeași frecvență cu tine.